Am freză nouă! Stai că eu căscam! Am freză nouă! Felix are freză nouă, oameni buni! Salut! Salut! Și bine v-am regăsit la un nou episod de... Roblox! Aproape să se termină din stoc, deci mai sunt câteva zile până la Halloween și noi să nu mai rămânem cu caietele. Ce se întâmplă? Chestia este rămânem că... fără caietele? Da, deci trebuie să vă grăbiți ca să nu rămâneți fără caietele, cucurișilor. Câteva zile probabil mai durează câteva zile? Stocul. În câteva zile o să se golească, dar merită, pentru că sunt cele merită, mai faine. Că-i cu mine. Băi, deci dacă eu... Că și cu mine, dacă eu, când eram la școală și aveam caietele astea, apoi la mama de 10, îmi făceam toate temele la mate, eu și culit mai rar. Da, da. Cocolicilor, ia uitați, bine ați revenit la un joc minunat de Halloween. Dă microfonul și pe mine. Păi da, dar oricum te auzi. Așa, ia uite. Felix, apasă pe 1, 2, 3 și... Băț! Oh my god! Mă auzi, dar nu știu ce mă așteptam să am un topor. Mă dă cu băț? Noi o să jucăm asta, stai să vă spun ce o să jucăm, o să vă placă foarte, foarte mult. O să jucăm ne dați ori nu ne dați sau ne batem. Deci te duci la o casă. Da. Și... Dacă nu-mi dă o bat? Și omul poate să-ți dea, sau dacă nu, să te bascule dacă e consumat în monstru și monstru. Și atunci, și atunci când e consumat în monstru, da? îți pică chestii, da? Ce? Și dacă îți pică ochi sau slime, faci ok și mergi la vilă. Și tot așa. Oh și mergi... my god, pe bune? Da, și mergi în locuri faine, știi? Și aici ai quest-uri. Da. Hai să facem mai multe episoade din jocul ăsta, cocolișilor. Apăsați butonul de cocolike. Ca să facem mai multe episoade, că e prea fain, sună. Mie îmi place cum sună. Ascund bățul, da, să nu mă vadă. Și du-te, tricărturește la casa. La casa asta, hai. E. Salut! E monstru! Unu! Fight! Fight! Nu știu cum te bat, n-am văzut în viața mea un bătaie. Fiți pe fază! Battle Cristina, full mer! Tu ești level 1! Bă! Dai Cristina! Dai cu bățul! Dai cu bățul care viață multă! Cristina, întoarce! Dai cu bățul! Dar nu mai te învârteata! Stai acolo și dă-i! Păi da, Felix, dar trebuie să le iau pe la spate, să nu se prindă. Nu mai ai mult din viață, dă-i acolo așa, dă-i în continuu, spamează! Așa se bat, așa. Căș. Oh, mai cât mai ai din viață, Cristina, nu știu ce să faci. Ai de mine, Cristina, cât mai ai din viață. Mai ai foarte puțin din viață, battle, Cristina. Păi chestia este că bat Felix, Cristina, dar... Cristina, nu prea mai ai viață. Vezi, de-aia mă tot duc și prin stânga și prin dreapta, am eu tehnică. Mai am sfert din viață cu tehnica ta. Stai din gură, Felix! Nu mai ai zis că am puțină viață, că am foarte multe și mă descurc. Auleu, mai am un strop. Auleu! Știți ce? Eu nu mai dau fight acum. Cristina, ca să-mi capăt experiență. Cristina, pe mine, mie m-a dat, vorbește cu maiorul. Cu maiorul? Welcome. Cu primarul? Welcome. Ia să vedem. Salut! Check on the town's people. Ok, să mă duc la oameni. Bine, accept. Trebuie să mă duc la 5 oameni. Ce faci, Felix? Ai venit și tu? Cristina, pe mine a venit un schelet de nivel 200 și m-a dat două palme, m-am învârtit ca un titirez. Ai de cap. La tine au avut nivelul 50. Felix, arată-le tu la cocoliști ce tricou fain ai. A meu este la spălat. Tricou! Foarte fain de Halloween. Felix mă apelă, îl poartă și are și grijă. Eu l-am cam urdărit pe-a meu. Și pe un era și nu mănânc cu el și-l iubesc. Da. Ți-a dat 6 bomboane. Mi-o dat. Ia, la tine cine iese? Iese un monstru. Aaa, unul gras, îl bat, fit. La mine a ieșit o fată. Aaa, ce drăguț, mulțumesc de bomboane. Poți să-l bat pe ăsta. Are 30, poți să-l bat. Cu coleg și văd și la tine cum te bați? Nu. Vrei să pun să vadă? Auleu, da, mi-ar fi plăcut. Bă, eu run de ăsta. Nu, bate-te cu el, că poate să dea nivel mic, al nu de nivel 30, poate poți să-l bați. A, da? Hai da. Că mă mai duc încă o dată la deci, uite că-l bat pe ăsta, îl fac măr, îl fac terță, fac pateu. Felix, dar tu știi că ăștia se mută? Se mută. Că am fost la casa asta și mai înainte era altcineva. Gata, am făcut ăsta. Uite, upgrade storage? Nu, sell candy. Sell. Păi, dar dacă dau upgrade storage? Poți cere bani. Am cere bani. Du-te și acum să vezi la shop dacă poți cumperi ceva. Ia să vedem, cocolișilor, mergem la shop. Poate ne luăm un băț mai șmecher. Filmează ecranul 2. Bun. Ia uite, mi-au băț. Cât costă băț? Poți să-l bați acum, știi, cu bățul ăla. Du-te înapoi. Înapoi la shop? Înapoi! Așa. Storage-ul cât costă? Storage-ul te costă 20 când faci jos, da? Da. Și la costume? Ne putem lua și costume? Da, poți să cui costume și poți să fii fantomela. Aoleu, dar e cam scump, 600, frate, ăștia... Aoleu, ce păia în genunchi mare. Oh my god, Cristina, salută-l, care-i profe? Nu, că e prea înțepat. Este prea înțepat. Ok, hai să mergem, ne batem de data asta. Da. A, nu, că asta are pantalon roz, nu mă pot bate cu ea. Deci eu pot să zic că poți să-l bați, dacă îți pică de nivel mic, poți să faci măr. Bine, încercăm. Uite și tu ce costumație galaxie are. Ce fain e jocul, ce-mi place. Și mie și-mi place faptul că aceste căsuțe sunt toate diferite între ele. Cristina,
lupul ăla pe care te-a bătut pe tine, eu pot să-l bat deoarece am buzz nou și dau dublu. Păi și eu, uite, mă duc și eu imediat la el. Îl bat? Am 25. Fac măr! Stai să văd, mă duc la shop sau mă duc să mai mă bat cu cineva? Tu ai 25? Da, am 25, mă duc la căsuța asta. Poți să cumperi, cumpără-ți par mai mare. Să-mi cumpăr par și mai mare? Stai să văd, că vreau să folosesc pe ăsta, nu l-am folosit până acum. Atunci puneți ghiozdan mai mare, era 25 ghiozdan, nu? Da, hai că mergem la shop atunci. Storage și 20 costă. Mi l-am cumpărat și eu ghiozdan mai mare. Da? Bă, tu te-ai echipat. Deși lasă-l. Să cumperi ghiozdan mai mare. Deci hai să ne cumpărăm ghiozdanel. Ăsta. Ăsta, bye. Și atât. Și weapon nou cât costă? 38, dar oh my god, fii atent. Ăsta e ascuțit. Are damage-ul 3 față de 2 cât ai tu și ai 1% șansă să dea de 2 ori mai tare. Știi, merge cu șanse, Cristina. Arată foarte bine. Felix, ce faci aici la colț? Cine te-a pedepsit? Nimeni, trebuie că mă-l bat pe ăsta. Oh, te bați cu el? Oh, uite, cu scheletul să mă bat, uite ce fain, wow. Bă, Felix se bate, nu glumă. Tu nu te mai bați, Cristina. Să văd dacă mai împică. Aoleu, și eu mă bat cu scheletul ăsta. Fight. Asta o să mă bată pe mine. Și ce nivel este? Nivel, uite, numărul 30 are. Poți să-l bați. Nu, bate-l în continuu, nu te învârte. Bate-l în continuu, așa. Păi nu m-a bătut, am luat pătaia. Te-a bătut? Da. Bă, scheletule, bă, ție, dacă te bat aici, te fac schelet. Îl faci măr, pentru că tu ești nivel mai mare, știi? Te fac schelet. Rupel! Fă-l măr! Te fac os. L-am făcut os, Felix. Doi nel fără din nou. Nu pot să cred, Coculex și lor am reușit. Oh, câte bomboni. Da, și ai și șansa ca să-ți dea. Uite, și lume nouă poți să mergem după mai încolo. Bă, frate, cum fac? Cum fac să mă rostogolesc? Să rostogoli lumea? Ăsta cred că a ajuns înaintea mea. Da, vreau să mă rostogolesc și eu. Nu știu. Ia să vedem, mai batem cu cineva? Ce lume e? A, nu, ce costum, Bengo, sare. Ia să vedem căsuța asta, cine răspunde? Cioc, cioc, ești acasă? Oh, ah, ce drăguță ești, ce tricou fain avea. Sunt prea mulți oameni, nu mai faceți la casele mele. Uite, Mr. Slice stânga, vreau să cu el. Hai să puțin la Mr. Skele, my left arm. Ia să vedem, trebuie să găsesc bucățele de oase, voi vedeți? Accept! Ok, accept. Uite, Cristina, pe Space te răsogolești. A, pe Space? Cristina, uite, vezi că asta de sus nu este camerul super arătos. Nu o văd. Uite aici, ca să tricărturim aici ne trebuie o cheie. Da? Ok, da. Înseamnă că trebuie să găsim. Deci, coculicilor, ca să-l ajutăm pe scheletul ăla, trebuie să ne batem cu alți scheleți și să îi luăm bucățele de oase de la ăia, știi? Cu atare pe toți! Următoarea e o bâtă! Cristina, deja ne împingem pe bâte! 75 costă, frate! Ok, stai să-mi o scot. Ce fain e jocul, ce mult îmi place! Să știi că și mie e foarte complex. Salut! Bă, ăsta e numai cu firme din cap până în picioare. Merge pe firmă, Cristina. Ia să văd, pot să iau două challenge-uri deodată? Ai terminat un challenge, mai vește cu primarila. Da, domnule primar, ia să vedem. Defeat skeletons, ok, 5 trebuie, perfect. Ok, haideți moștrilor, haideți că vreau să-mi bat cu voi, am băț nou. Uite! Cristina, după să mergi aici în față, că trebuie să ajungi fantomiță, uite aici. Da? Stai că deja am două misiuni. Pe ăsta nu poți să-l bați. Sau nu știu, încearcă să-l bați. Poate reușești. Cred că reușesc. Nu, n-ai cum. Auzi, Cristina, ai vorbit cu primărițul? Da, am vorbit. Mai vrești încă o dată? Încă o dată cu primărițul? Dacă ai terminat misiunea. Nu, n-am terminat-o. Trebuie să bat 5 scheleți. Trebuie să vezi. 5 scheleți trebuie să bat. Și atunci vine după gamer. Unde ești, gamerule? Uite aici, ăla frumos, ăla frumos, așa. Se dă pe Space să te... așa. Și uite acolo fantomela. Iii. Hai să vorbim cu Fantomela Bu, așa o cheamă. Ia să vedem, Fantomela Bu. Să vedem, good ghost. Trebuie să găsim o Fantomela. Ok, acceptăm tot ce se poate. Și du-te prin case. Hai să mergem prin căsuțe. Deci eu trebuie să mai găsesc niște scheleți, să mă bat cu ei. Uite ce fain s-a costumat asta, niepuraș. Niepuraș, eu vreau să mă costumez niepuraș. Îți dai seama? Păi normal, Cristina. De Halloween în niepuraș. Da, dar niepuraș la cu mușchi. Aoleu, când eram mic am văzut desenele alea cu iepuraș care era roz, tot pufos și drăgălaș și când au plecat oamenii de acasă și-a dat costumul jos de iepuraș roz și drăgălaș și era de fapt un iepure gri, musculos și tatuat și vorbea cu voce groasă și avea planuri. Shop, ia să vedem ce putem să ne luăm. Trebuie. Hai să ne luăm un ghiozdanel. Și eu mai rămas... Cât costă bățul? Bățul costă 75. Lasă că mai facem un puțin și ne-l cumpărăm și pe ăsta. Și mai vastă decât mine, nu-i corect. Și cam așa e cu iepurașii, cocolicilor, de atunci am devenit sceptică.
Salut! Bate-l la fel, mă, că trebuie să vă... Salut, ăsta sigur e de nivel medic. Trebuie să fie nivelul până în 100 ca să poți să-l bați. 30, îl faci măr. Trebuie să vezi, trebuie să vezi că îl faci măr. Auzi, dai puțin zoom out, că nu se vede cum îl bați. Ia uite cum îl bat. Căști! Căști, pleacă de pe ringul meu! Gata. Vezi ce există pe acolo, dacă îți dă ceva. Nu s-o dă nimic. Ia să văd, da, dar mi-a dat o grămadă de bomboane. Și ia uite, la ăsta când mă uit, o să-ți arat aici unul din 5, vezi? Așa. Vinde dacă ești aici, ca să ai buzunarul gol. Vinde. Stai să mă duc aici. Sel, uite, pot să dau direct? Ce fain, nu trebuie să te mai miști, Felix. Vezi? Loot asta e încărcătură? Ce înseamnă loot-ul ăsta? Unde e ușa de la ăsta? Da. Sunt chestiile care le ciordești. Adică... Cristina, mă bag cu un troll. Eu ce fani trollul? Arată bine, este bengos. Uite, fantomiță. Nu pot să-l bat. A, e aceeași? Nu pot să-l bat. Mă bătut trollul. Uite! Nu e aceeași fantomiță? Nu i l-am găsit? Buzz Buddy, vezi? L-am găsit. Și acum trebuie să mă duc la fantomiță ca să-i arăt că am găsit-o. Salut, domnule Marshmallow, mulțumesc de bani. Marshmallow? Uite că mai stă aici, șef. L-ai văzut? Ai vorbit cu ăla? Nu! Hai să mergem să vorbim cu el, Felix, după ce îl bați acolo. Ce fața arăsă? Ia uite, hai să vorbim cu nenea ăsta. Stai puțin. Unde-i șeful? Uite, șef torte. Hai să vedem ce zice. Da, unde? Baker's Dozen. Trebuie să culegem 13 pumpkins. Dar unde ești? Sunt partea elaltă, cred că. Și aici o găsești și pe fantomiță. Știi? Eu am terminat misiunea cu primarul. Uite, da? Uite, eu găsesc aici pumpkinuri. Bă, ce fain ai. Unde, șef? Cristina, uite un portal aici, vrei să mergem în el? Serios? Stai că eu mă duc aici, vreau să colectez 12-13 cât erau. Așa, ăsta mic se pune, îmi place. Să știți ce fac eu acum? Pur și simplu ciordesc de la toată lumea, dovlecii. Oamenii ăștia i-au sculptat și eu îi ciordesc. Cristina, ciordește că tu e du român. Je suis du român. Zic franțuzii. Uite. A, ăsta e fantomița prietenă, dacă vrei să o găsești. A, de asta mi-am mai mulți bani decât tine, că am făcut o misiune în plus. E, da? Da. Bă, s-ar putea să fi găsit deja. Uite, Felix, aici, în partea asta. L-am vorbit cu șef Torge. Ai vorbit? Torte. Friend Gu... trebuie să apeși pe când îl găsești pe Friend Gu Host. A, 9 din 13? Ok. M-ai auzit, Cristina? Când ai găsit prietenul ăsta fantomiță, am apăsat pe E ca să vorbesc cu el, știi? Da. Da. Stai să vedem. Dacă ai reușit să vorbești cu el, mai trebuie să apeși pe E. Stai să vedem, ne ducem înapoi la el. Stai să termin aici de colectat dovlecii. Încă unul îmi trebuie, încă unul. Vorbește cu fantomița. Acum. Nu te vorbește cu ea, dacă te treabă. Salut, nu, cred că deja am vorbit. Cred că deja ai vorbit, da? Așa, și mă duc înapoi la broscuța asta, ca să-i arăt ce repede terminat. Că am terminat misiunea. El vrea să facă plăcintă de dovleac. Sigur, și eu vreau. Așa. Bani ți-o dat! Oho! Mersi! Nu pot să-l bat pe scheletul ăsta, iar mă bate. Serios. Misiunea primarului este cea mai grea. Cristina, de ce mai mergi? Du-te de la Serge și cumpără spar. Da. Mersi că mi-ai amintit. Pe zgamer. Bye. Luș, mă am bani. Vezi ce mai poți să-ți cumperi? Ai de mine, mai am nevoie de 8. Și mi-au al doilea par cu Nails. Este... Ia să... Parul următor este... Pariu. Și am dat fantomiță ca să-ți dea misiunea. Acum mă duc. Cristina, tu uiți de lucruri importante în viață. Stai să dau la Sel. Să-mi iau... Stai, dar unde-i fantomiță? Acum nu mă știu. Dreapta, după pe angel. Ok, hai să mergem la ea, cocolișilor. Să vedem că o să se bucure. Doamnă fantomiță, ți-am găsit prietenul? Trebuie să-mi bag cu trollul. Bă, dar ce damage are trollul? Ok. Îmi bate trollul. Dar și chestiile astea se iau atunci când te bați? Tu n-ai parul. Trebuie să-mi-l iau, nu? Păi, nu? Da, nu știu, am avut impresia că nu am destui bani. Păi vezi acum. Da. Hai să ne luăm parul ăsta. Bui. Și următorul costă 195. Las că-i facem. Ia uitați ce par am. Cu țăpi. Cu dintre ăștia, cu Cristina. Cuie. Cristina. Da. Data viitoare mergem în portal la de acolo. Da? Da. Ok, abia aștept. Cred, nu știu. Bă, frate, dar e super șmecher jocul. Mie îmi place. Uite portalul, l-am văzut. Îmi place că e complex, adică faci o grămadă de lucruri. Ia de la luță, dacă tot ai ceva. View crafting. N-ai nimic. N-am nimic. Dar nici eu, nu știu de ce. N-am găsit. Mai bate. Aici ești tu? Trebuie să mă mai bat, nu? Hai să... Uite, Mr. Schele. Uite, nu l-am văzut pe ăla până acum. Dar cred că de la el avem challenge-ul ăla ca să găsim 5 bucăți, să-i aducem mâna. Știi? Asta îți văd. Am ceva să-ți dau. Am 0 din 2. Când zic Nancy, dai-ne ciuciu.
Deine ciuciu, na nicht. Nimic n-am. Nicht. Ist nativ wunderbar. Okay. Domnule, hai, hai să ne batem. Hai, fii un schelet. Oh. De când ai auzit că ai par mare, nu mai am. Să știi, voi ați observat că de când m-am echipat nu mai să numai oameni dintre ăștia la căsuțe? Ce nivel ești? Nivelul 2 o să uite-l pe Gandalf costumat Gandalf, modern. Se zice Gandalf, Cristina. Că Gandalf. Doar românii păcesc tot Gandalf. Ok, hai să, hai să mergem aici. Level up! Oh, level up! Sunt level 3! Tu, tu ce level ești? Eu? 2. Da. Ia să vedem aici la quest-uri. Ok, doar un schelet din 5 am făcut, am 2 quest-uri. Bă, să mă mai duc încă o dată la fantomiță? Ia să văd, vrei să-ți o mai găsesc? Nu. Nu mai vreau. Odată ce ai găsit, tu nu mai vrea să-ți mai găsești. Nu mai sell, 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 sell. Nu știu, poți să-ți iei. Ghiozdan mai mare. Cred că ar trebui de asemenea ghiozdanele mai mare. Ia să vedem. Storage. Ăsta. 100. Oh, 100. Și pe ăsta deja l-avem. Bă, cu primarul e de important că îți dăm misiuni mai multe. Uite, eu am găsit un os. Ai găsit un os? Am găsit un os. Unde era? Când îl bat pe ăștia. Trebuie să-mi bat cu vârculacul. Stai să văd cât are. Ia să vedem. 50. Îl rup. Deși cum îl faci? Te fac tricou. Te fac mai eu. Fă-l mai eu, Cristina. Hai să facem mai cârpă. Eu. Ține, frate. Jupui cămașa de pe tine. Gata. Okay. I-a rămas doar proteza. Mai dacă-ți bani ai făcut. Ce, ce față are fata. 117. Hai să-mi iau dintre ăsta. Uite, mi-a luat servietă. Servietă? Mergi da, pe servietă? Da, da, merg pe servietă, dar nu mi-o arată, știi? Este o servietă invizibilă. Așa se poartă, Cristina, ca să nu se vadă servieta, știi? Domnule primar, va trebui să mă aștepți până ce-ți fac misiunea, că mi-ai dat o misiune grea. Mamă, dar ce avantaj ești tu. Schelet! Trebuie să bați schelet, trebuie să bați 5 schelet, știi? Știu, am bătut doar unul până acum, așa este al doilea. Și poate îți dă și un os. A, ce-mi place că e de nivel mic. El îți dă oase, el, nu? Da, da, scheleții, în general. Domnule schelet, dă-mi și mie un os. Mai multe feluri de scheleți. Dă-mi os. Și văd că nu-ți arată, dar tu ți-ai putea la lu dacă ai. Hai să vedem aici la quest-uri. Mi-a dat un os! Bravo, bate palma! Este! Așa, vezi? Bă, frate, mi-a dat os. Tu doar trebuie să bați scheleți în viață. Da, mi-a dat. A, ce mă bucur că mi-a dat. Ok, și Feli, zici că data viitoare o să mergem în portalul ăla? Păi, încercăm și noi, adică încercăm să ne portalăm. Habar, n-am ce o să fie acolo, sunt foarte curioasă să vedem ce se întâmplă acolo. După ce îl bați pe ăsta, Cristina, da, hai, ne batem amândoi. Fiecare își duce lupta, hai. Hai, Cristina, cât are al tău? Stai să văd. 30! Al faci măr! Al tău cât are? 50! Las că-l faci și tu acolo, mărcopt. Mărcopt. Te-am bătut! Dăm, te rog. Dă-mi un os. Ia să vedem. A, nu mi-a dat încă os. Cum ai putut să nu-mi dai os? Cristina, eu zic să continuăm data viitoare, că deja da, ai... Da, și data viitoare, coculeșilor, o să mergem în portalul încercăm, ăsta. Așa că rupeți butonul de... Cocolai! Scrieți-o că veți ce vreți voi și ne vedem data viitoare! Pa!